În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Întâi căutați să fiți un pic atenți, concentrați-vă în așa fel ca să nu se creeze zgomot și gălăgie. Și trebuie să știți că din mila și cu ajutorul lui Dumnezeu suntem spre finalul postului Crăciunului sau a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și astăzi se mănunchează mai multe evenimente și mai multe lucruri deosebite deodată. Întâi prăznuim Duminica Sfinților Strămoși și aici la Duminica Sfinților Strămoși putem vorbi doar de câteva lucruri esențiale, plecând de la Adam și venind la Iosif, logodnicul Mariei, și plecând de la logodnicul Iosif al Fecioarei Maria, prin David, prin Iacov, prin Avram și prin Isaac, ajungem la Adam, deci ceea ce înseamnă că linia davidică s-a păstrat și linia israelită s-a păstrat prin neamul și familia împărătească și preoțească, lucru care l-a împlinit și Iachim și Ana, când au născut-o pe Maica Domnului și de data aceasta când Fecioara Maria naște pe Iisus. Dar nu asta este important, ci trebuie ca să ținem minte că această genealogie se păstra de obicei unde? La templu sau familiile mai bogate aveau un obicei de a păstra în casa lor sau la sinagogă această purtare a numelui sau dacă vreți a viței și a speției de bun neam pentru multe generații. Și fiecare când se năștea în generație era trecut. Și dacă ați văzut, totdeauna când se înșiră cartea neamurilor, începe cu tare a născut pe cutare, cu tare a născut pe cutare. De ce v-am amintit acest lucru? Esența principală pe care o găsim consemnată și la Matei, și la Marcu, și la Luca, și la Ioan, are un singur punct de a scoate pe Hristos cel prorocit în chip și mesianic și matematic de prorocii și de profeții Vechiului Testament ca fiind răscumpărătorul și mântuitorul despre care a vorbit cine? Dumnezeu atunci când l-a izgonit pe Adam din Rai și îți voi da ție un răscumpărător, tu femeie vei zdrobi capul șarpelui, dar el îți va păzi călcâiul, adică tot timpul satana ne veghează. Ce trebuie ținut minte? O altă genealogie frumoasă, dacă ați văzut-o, tot în Sfânta Scriptură, când se face de la Adam până la Avram, de la Avram până la David și la David la strămutarea în Babilon și la strămutarea în Babilon până la nașterea lui Hristos. Deci, trei neamuri câte 14 seminții. De ce lucru acesta? Tot pentru a scoate în evidență linia davidică și, dacă vreți, linia împărătească pe speță, sceptru din Iuda și stea din Iacov, cum spune Sfânta Scriptură în prorocii. Am spus lucrul acesta ca să punem punct ideii de Duminica Sfinților Strămoși și de ce este pusă înaintea praznicului Crăciunului, ca să știm că duminica viitoare va fi duminica de dinainte de Crăciun și iarăși se va vorbi de validitatea, dacă vreți, sau importanța spirituală și, dacă vreți, importanța duhovnicească a familiei pruncului Iisus, deci Fecioara Maria și dreptul Iosif, și aici punctez doar două lucruri simple. 1. David a cunoscut-o că este sfântă, nepătată, neîntinată, fără de prihană, prea curată și nevinovată, abia în clipa când îngerul i s-a arătat noaptea în vis și i-a spus: nu te teme, a luat la tine pe femeia ta, că ceea ce are întrânsa este de la Duhul Sfânt. Deci, iată, prima dată avem vestire de la înger, că ceea ce este în pântecele Mariei nu e o întinăciune și nu este altceva, pentru că era și o rușine ca femeia să rămână însărcinată, să facă adulter, era omorâtă cu pietre. Și putea oricând să creadă acest lucru. Și dacă citim Scriptura, vom vedea. Iosif, bărbat drept fiind, n-a vrut să o vădească, ci să o lase nascuns. Și atunci s-a arătat îngerul și a pus rânduială în această lucrare. În momentul în care a venit vremea ca pruncul care era împlinitorul mântuirii să fie ferit de primejdiile pământești, același înger s-a arătat și i-a spus: ia pe prunc și mumă și du-te în Egipt. Același prunc s-a arătat și i-a spus: ia pe prunc și mumă și adu-i înapoi. Deci au murit urmăritorii lui.
Și în momentul în care va fi fost nevoie și îngerii din cer s-au coborât și au cântat peste Fiul omului, slavă întru cei de sus și pe pământ pace întru oameni bunăvoire, adică împăcarea cerului cu pământul, sufletului cu Dumnezeu, a morții cu viața, pentru că răsărita nouă lumina, lumina cunoștinței, soarele dreptății, lumina cunoștinței, și mai mult decât atât, iarăși același esențial semn, și Iosif n-a cunoscut-o pe ea până când? Cum până când? Până când a văzut-o neîntinată, prea curată și fără de prihană. Fecioară în naștere, fecioară în timpul nașterii și fecioară înainte de naștere. Deci iată, aceasta este și esența duminicii care va urma, adică duminica de dinainte de Crăciun. O altă pildă pe care o vedem astăzi enumerată de Sfinții Părinți și citite la Sfânta Evanghelie, este pilda celor poftiți la cină. Nu voi sta să explicăm ce înseamnă cină, deci înseamnă să servești la masă cu Dumnezeu, pentru că este o cină dumnezeiască, stăpânul este Hristos sau este Dumnezeu Tatăl, dacă vreți, și aici sunt invitate toate neamurile pământului. Ați văzut că nu specifică să vină samarinenii, să vină iudeii, să vină nu știu cine. Toți sunt poftiți la cină, dar sunt reprezentați prin ce? Prin obiceiurile pământului lor. Unul n-a putut veni la cină că avea țarină. E adevărat că toată lumea e preocupată de servicii și de ziua de mâine, de casă, de copii, de școală și de toate problemele cotidiene. Dar pe lângă aceste probleme trebuie să-ți faci timp și de Dumnezeu, pentru că este, dacă vreți, o ambiguitate în mintea omului să spună că crede în Dumnezeu și totuși să fugă de El. În momentul în care celălalt și-a luat boi și s-a dus să-i prubeze, a căzut în ridicol prin faptul că boii nu-i cumperi până nu-i prubezi. Deci ei au fost încercați, dacă trag, chiar acolo în târg, unde au fost cumpărați. Adică Dumnezeu știe cât poate fiecare și nu trebuie să-i dăm noi sfat. Cât putem, cât nu putem. Dar la fel, preocupați de problema boului din noi, adică a munci fără măsură, a strânge fără Dumnezeu, a aduna avere peste avere, cum spune înțeleptul și marele Solomon, casă peste casă vei adăuga, țarină peste țarnă și nimic nu vei moșteni, și iarăși înțeleptul Solomon spune, puțină pâine cu dulceață decât multă cu păcat, sau iarăși cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos care spune, cine n-adună cu mine risipește și cine nu-i cu mine împotriva mea. Deci iată, și avem mărturia. Toată averea am cheltuit-o prin doctor și nu m-am vindecat. Și atunci, atingându-mă de poala hainei tale, am simțit că s-a oprit scurgerea de sânge. Și Hristos a spus, și eu am simțit că s-a scurs o putere. Deci a plecat din har în omul care avea nevoie de har. Celălalt și-a luat femeie. Nici nu mai trebuie să comentăm acest capitol, făcând o abstracție de la câți bărbați sau femei se înfrânează în post și țin curățenia trupească pentru Hristos și câți bărbați și câte femei nu se înfrânează și chiar o spun cu nonșalanță. Părinte, noi am trăit și în post, care-i treaba? Sunteți cununați și e firesc și aveți acest drept, nimeni nu contestă, dar dacă îl iubești cu adevărat pe Hristos și chiar ții la El și chiar merită un dram de atenție din partea ta, se merită ca pe lângă mâncarea de cartofi și felie de pâine sau cana de ceai să ții și puțină curățenie trupească, pentru că omul nu-i făcut numai din plăcere, este făcut și din rațiune, și din înțelepciune, și din minte, și din cuvânt, și din trezvie, și din inteligență, și din discernere, și toate celelalte deopotrivă. Deci omul are în el infinite calități, de aceea se numește și un microcosmos, că cuprinde tot macrocosmosul. Pe lângă faptul că și-a luat femeie, nu mai putea să spună că mă duc să o încerc. N-avea cum să spună lucrul acesta. Dar mi-a luat femeie, sunt ocupat. Ce înseamnă să ai femeie? Să crești copiii, să înmulțești gospodăria, să înmulțești holdele, să înmulțești grânele, să înmulțești tarlale, să înmulțești dobitoacele, să înmulțești averile și toate din prejurul casei. Și pe lângă toate acestea, vin și celelalte, să te cerți, să faci scandal, să te divorțezi, să faci circ, să o lași în ascuns, să o înșeli cu alta, să umble aiurea, deci sunt multiple. Deci e o întreagă industrie
de fabricare a femeii universale, e o întreagă industrie de fabricare a femeii senzuale, e o întreagă industrie de fabricare a femeii desfrânate, e o întreagă industrie de fabricare a femeii sedusă plăcerii, e o întreagă industrie de a fabrica femeia ușă de iad și nu ușă de rai, cum a lăsat-o Dumnezeu, poarta vieții, ușa mântuirii, rădăcina vieții, dătătoare de viață și așa mai departe. Deci toate titlurile pe care Dumnezeu le-a dat femeii, Eva înseamnă viață. În momentul în care ți-ai luat femeie, poți cădea în ridicol din multiple motive. Uiți că femeia care ți-a fost dată este totuși un dar de la Dumnezeu. Și atunci, dacă uiți lucrul acesta, ea poate cu preponderență, și de aceea și a fost spus în Evanghelie, să-ți fie hărăzită ca o cale pentru iad. Și aici înșir doar trei lucruri. Pe lângă neînfrânare, mulțimea avorturilor, pe lângă neînfrânare, mulțimea desfrânărilor și, dacă vreți, și a perversităților. Și cu asta am spus tot, nu întinăm vorbele și văzduhul. Trecând și peste aceasta, s-a supărat stăpânul casei și a spus așa: mergeți prin ulițe, mergeți prin târguri, mergeți pe la porți, prin cetăți, pe unde știți, și chemați pe toți la cină. Și aici, dacă sunteți atenți, evangheliștii au făcut foarte multe compilații în ce sens. Fiecare a avut o viziune asupra acestui lucru. Despre unii se spune că venind slugile stăpânului să verifice cum s-a lucrat via, cum s-a tescuit vinul, cum s-au strâns boabele, cum s-au lucrat strugurii, i-au omorât și a spus: via o vom lua-o noi. Dar a venit stăpânul cu furie și i-a pierdut pe toți și a dat via altora. Și știți ce înseamnă pierderea demnității poporului evreu, care este popor ales, și darea poruncii harice a lui Dumnezeu la toate neamurile pământului. Pentru că tot într-o altă evanghelie spune: mulți de la răsărit și de la apus vor cina în împărăția mea cu Avram la masă. Deci ceea ce înseamnă că și apusul occidental are șanse de mântuire prin misiunea Evangheliei, dar și răsăritul are șanse prin păstrarea misiunii Evangheliei. Dar nu sunt scutiți deopotrivă, de aceea spune mulți, nu-i un număr, aici Dumnezeu nu face codificări și matematică, cum fac sectarii 12 cu 8, 14 cu 7, 15 cu 12, 3 cu 1, 6 cu 9, ci spune mulți de la răsărit și de la apus. Adică mulți și din Occident și mulți și din Orient și din răsăritul creștin vor mânca cu Dumnezeu la masă. Dar cine sunt cei mulți care vor fi găsiți la cină atunci când au fost chemați surzii, cei care nu înțelegeau Evanghelia sau nu vreau să audă, când au fost chemați orbi, chiorii care nu vreau să vadă pedeapsa sau legea lui Dumnezeu cât de folositoare este, șchiopii, cei care strâmbau învățătura și așa mai departe. Luați-l pe Teofilacta Bulgarii și găsiți în Chiriacodrom și în Cazaniile tâlcuite, deci toată explicația acestor semnificații a celor din ulițe. Ulițele înseamnă mulțime de oameni, că pe acolo trece oricine, încrucișări de drumuri sau mijlocuri de drumuri, locuri unde se intersectează din toate direcțiile, deci locuri aglomerate, deci ceea ce înseamnă că Evanghelia e pentru mulțime. Și nu în cele din urmă, finalul Evangheliei, care e cel mai interesant, și spune că intrând stăpânul la masă, după legea iudaică, când mergeai la cineva și erai poftit la cină sau la nuntă sau la petrecere, primeai un fel de haină de sărbătoare sau chiar avea în ținuta respectivă veșmintația de sărbătoare. Iată că unul din cei care era la masă nu avea haină de sărbătoare. Și mulți dintre noi s-ar putea să n-avem haină de sărbătoare. Ținând cont de pilda fiului risipitor, vom vedea că primul lucru care îl face Dumnezeu îi dă mantia. Vedem că îi dă inelul, vedem că îi dă sandalele, vedem că îi dă vițelul și așa mai departe. Se pare că și acesta n-avea nici mantie, nici sandale, nici inel, nici vițel. Deci era la cină, dar era probabil străin și nepregătit și ați văzut, sunt două variante. Haina nu ți este de nuntă odată. Și o a doua interpretare mai frumoasă: prietene, haina nu ți este de nuntă. Deci prietene, deci noi suntem prieteni cu Dumnezeu, asta e marea dramă. Deci asta e marea
noastră nesuferire interioară. Deci aici vom avea noi scrâșnirea și mușcarea dinților, cum se spune. Când știm că l-am avut prieten pe Dumnezeu și l-am ignorat. Deci El ne-a oferit gratis prietenia și chiar ne-a obligat să-i o primim. A spus, vreau prietenia voastră, vreau ca tot să fie una, vreau ca tot să fie desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Vreau ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Auzi câte vreri, domnule, din partea unui prieten. Vreau ca pe niciunul să nu-l pierd. Și în clipa aceea îi spune, legați-l de mâini și de picioare. Ce facem noi cu mortul când îl punem în sicriu? Îl legăm de picioare, nu ca să stea liniște. Așa se spune, legătoare. Ce facem cu mâinile? Le împreunăm una peste alta. Și dați-l întunericul mai din afară. Ce înseamnă întunericul mai din afară? Afară de împărăție. Fără haină de botez, fără pocăință, fără lacrimi, fără spovedanie, fără împărtășanie, fără legile Dumnezeu, fără legea iubirii, fără prezența Lui, fără Duhul Sfânt, fără har. Deci iată câte lipsuri sunt în omul acesta fără haină de nuntă. Avem posibilitatea, trăind pe pământ, să le dobândim pe toate. Ne-am spovedit, avem har. Ne-am împărtășit, avem har. Ne rugăm, avem har. Mergem la biserică, avem har. Facem o rugăciune acasă, avem har. Facem o milostenie, avem har. Iubim soția, avem har. Creștem frumos copii, avem har. Ne iubim semeni, avem har. Ne iubim prieteni, avem har. Iubim săraci, avem har. Deci, posibilitatea de a agonisi, cum spune Serafim de Sarov, harul din toate direcțiile, fără de măsură, ca un soare. Și în cele din urmă, totuși haina nu este de nuntă. Aici avem două mărturii. Cum te va găsi moartea, așa te va lua. S-ar putea să te găsească la crâșmă, s-ar putea să te găsească în genunchi la psaltire, s-ar putea să te găsească postind sau îmbuibat, s-ar putea să te găsească curat sau desfrânat. De aceea închei cu această capitolul acestei discuții, cu această pildă din Pateric. S-a dus ucenicul la bătrân și a spus, părinte, iar am căzut, ridică-te. După un timp, iarăși, părinte, iar am căzut, ridică-te. Părinte, iar am căzut, ridică-te. Părinte, iar am căzut, ridică-te. Părinte, dar până când? Până la ușa mormântului. Păi și zice, dacă tot voi cădea așa, ce folos îmi este? Ai grijă ca moartea să te găsească în picioare. Asta este esența mântuirii. Toți suntem supuși greșelii și toți greșim, dar avem șansa să murim în picioare. Adică cu ochii spre Dumnezeu, cu mintea spre Dumnezeu. Nu cu mâna, nu cu cocoașa gârbovă ca femeia de 18 ani, nu cu scurgere de sânge, adică cu păcat permanent, și nu cu mâna uscată, fără putința de a face fapta bună. Și nu șchiop sau olog, cum era ăla pe pat, slăbănog, care nu poate merge spre Dumnezeu, dar nu slăbănog din sensul paralitic, slăbănog din sensul nerușinat, al sensului. Trândăvia în pat până la amiază, dormit un sărbători, ignoranța bisericii, ignoranța postului, ignoranța rugăciunii și a explicat, sunt tânăr, trebuie să-mi trăiesc viața. Trăiește o fratică și iadul este pregătit pentru toate generațiile și să întinde ca un elastic. Cu cât vin mai multe suflete, cu atâta se lărgește și mereu strigă gol, 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 gol. Deci în final, cei care sunt astăzi de față aici, sunt cei ce sunt la cină. Cei ce sunt astăzi de față aici sunt cei poftiți la nuntă. Știți ce este nunta? Liturghia, unirea Fiului de suvren cu unirea Tatălui mai înainte de toți vecii. Dar cum? Prin cuvânt, că după ființă sunt veșnic pulure. Deci ați înțeles? Deci noi participăm la nunta Fiului de Împărat ori de câte ori îl vedem întâlnindu-se cu Tatăl în Sfânta Liturghie. Și v-am spus totul. Ultima și cea mai simbolică sărbătoare a zilei de astăzi este bătrânul și simpaticul și scumpul moș Spiridon, deci Sfântul Ierar Spiridon, episcopul Trimitundei, despre care să n-așteptați sau să nu vreți să auziți lucruri prea importante, ci am să vă stârnesc curiozitatea citindu-i viața șacatistă. Un moș cu minte în satul lui, de o evlavie și de o credință incontestabilă, căsătorit, avea și o fată Irina, îi moare femeia de tânăr, trăiește văduv, paște caprele, paște oile,
în cele din urmă, rămânând cetatea fără un îndrumător, va deveni și cleric, în cele din urmă va deveni și arhiereul locului, dar pe lângă toată slava eclesială care trebuie să o aibă un episcop, slava lui era harul Duhului Sfânt și smerenia. A și pătimit în vremea lui Diocletian, i s-a scos un ochi și i s-a tăiat pulpa unui picior, dar așa bătrân, la 96 de ani, s-a deplasat până la Sinod, a făcut și minunea cu cărămida, nu stau să vă explic inutil, ci vi le amintesc exact ascultând de dimineața acatistul, mi-au rămas toate în minte. După aceea, cineva a avut o înțelegere și a pierdut secretul unei comori, s-a dus la mormânt, a vorbit cu cea moartă din mormânt, i-a spus de unde să ia cheia respectivă, de unde sipetul, de unde se ia averea și să o înapoieze cu era nevoie. S-a dus și la un bogat și a făcut aurul, șarpele în aur și a dat unui sărac să-și plătească datoria. Apoi șarpele a plecat frumos din sertar, s-a dus în treaba lui, arătând că banul este șarpele amăgitor care poate să distrugă omul. Deci dintr-un prieten credincios devii un animal hidos, dintr-un tată credincios devii un animal hidos, dintr-un soț credincios sau dintr-un cumătru sau naș sau fin sau frate sau soră sau văr sau cumnat, pe seama banilor devii un animal hidos pentru cei din jur, că crezi că având bani ești buricul pământului, dar uiți că banii nu plătesc cinstea și omenia și nu-l fac pe om, ci sunt un schimb al vieții noastre între toate celelalte schimburi și trebuie să avem măsura să nu ne orbească. Și Sfântul Spiridon, când a văzut aceasta, a și pedepsit în nenumărate rânduri aceste nedreptăți. Odată că a dat ploaie și le-a sfârmat la boieri hambarele și a luat săracii grâu care îl ținea hambare, că aștepta să-l vândă la preț cum fiind foamete. Altă dată unul i-a furat niște oi neplătite și oile se zbăteau și a spus, lasă-le să vedem care este stăpânul. S-au întors singuri în staulul de unde nu erau plătite. Altă dată au venit hoții să furi un berbec și au rămas țapenii ocol și le-a zis Sfântul Spiridon, v-o fi fost frig, luați-l și mâncați-l să vă încălziți, dar să nu mai rătăciți cărarea noaptea, vedeți să nu nimeriți prin ocol, că îmi speriați oile, s-a prefăcut că nu înțelege furtul. O femeie desfrânată și-a înșelat bărbatul și l-a mințit pe Sfântul Spiridon, l-a spovedit, cum mai fac cu coanele noastre și azi, bărbatul m-a împins la păcat, dar mie mi-a plăcut. Ei, și ea a rămas gravidă cu altceva și a spus Sfântuse, nu să nască copilul până nu vei spune adevărul, și punându-se în pericol și-a recunoscut păcatul și-a iertat-o și multe altele, deci nici n-aș sta să vi le povestesc. Și cea mai renumită și mai populară pe care Părintele Cleopa o spunea tot timpul cu acest Sfânt Ierarh Spiridon, când el s-a dus la Sinod și din greșeală dușmanii arieni, ce au zis, dacă vine boșorogul ăsta o să ne dea peste cap tot sinodul, că ăsta știe să facă minuni. Și i-au omorât noaptea caii în grajd, când s-a dus sluga să-i puie, unde să-i puie la căruță sfântă, a spus, hai că avem treabă, pune-i să plecăm. Și a pus capurile invers și pe străzile din Corfu și din cetatea Trimitunda, o caleașcă alerga pe stradă cu cal negru cu cap alb și un cal alb cu cap negru, pentru că inversase capetele. Și când au văzut arienii și-au dat seama că vor pierde sinodul prin faptul că animalele au fost înviate prin binecuvântare arhierească de la Sfântul Spiridon. Și nu în cele din urmă, un lucru care ține de eclesie și cu asta încheiem, fiindcă va începe concertul de colinde și să nu mâncăm din timpul adecvat tinerilor care vor cânta. La fel, s-a dus într-o biserică în plină vară și cum sunt preoții câteodată. A întrebat, dar nu dai drumul la slujbă? Păi n-am cântăreț. Păi nu pui ulei în candele? Păi n-am ulei. Păi nu vin credincioși la biserică? Nu, că s-o obosiți, au treabă. Și a pus Sfântul Spiridon omoforul și a arătat cu adevărat clericului din parohia respectivă cum se face o slujbă înaintea lui Dumnezeu, ca și poporul să vină la biserică, ca și candela să aibă un de lemn, ca și cântarea să fie primită de Dumnezeu, ca și slujirea să fie adevărată. Și întâi a luat un vas și a spus, pune-l sub icoana Maicii Domnului. Și când a binecuvântat candela Maica Domnului, a curs mir de nu, ulei de nu s-a mai terminat, să aibă pentru tot timpul la biserică. După aceea a dat binecuvântarea și îngerii din strană i-au răspuns. Și atât de frumos s-auzea în văzduh, încât toți oamenii au lăsat munca pe ogoare și au fugit cu toți în biserică să asculte slujba care o cântau îngerii la strană în chip nevăzut, pentru că cântărețul era undeva la prășit, n-avea treabă cu vecernia și cu vremea sărbătorii. Și în felul acesta a arătat Sfântul Ierarh Spiridon că un model adevărat de ierarh pentru biserica creștină
De aceea îi și spune apărătorul credinței, drept măritorilor creștini, Sfântului Spiridon. Deci ca și Sfântul Nicolae, chip al blândeților și îndreptător al credinței. Deci iarăși vine și dă încă o dată modelul absolut de ierarh, vrednic, plin de har, plin de Duh Sfânt, fără impresii, adevăratul slujitor al lui Hristos, care știe să vindece bolnavii, să miluiască săracii, să pedepsească obraznicii, trufașii, îngânfații, care știe să cârmuiască cetatea poporul, știe să-și supună dobitoacele și duhurile necurate și știe să facă din eparhia sa ce? O vrednică și o imensă biserică a Duhului Sfânt, în care credincioșii și îngerii sunt tot una în casa lui Dumnezeu. Amin. Vă dorim audiență plăcută pentru concertul de colinde.